Cele trei comisii interinstituționale constituite prin ordin al prefectului au verificat până la această dată un număr total de 42 de localități. Dintre acestea, localități precum Drăgușeni, Forăști, Baia, Boroaia, Liteni, Comănești, Botoșana, Ipotești, Dumbrăveni, Bălcăuți au realizat un grad ridicat de salubrizare. La polul opus au fost menționate izvoarele Sucevei, Straja și Fântânele. De asemenea, a fost verificată afișarea hărților de risc din localități la vizierul primăriilor și semnificația culorilor codurilor care semnalează fenomene hidrometeorologice periculoase. Deficiențele constatate vor fi prezentate într-un raport final elaborat în jurul datei de 15 aprilie. Amănunte suplimentare ne oferă prefectul județului Suceava, Constantin Harasim. Este Comitetul Interministerial pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Mediului a emis o hotărâre și o circulară la toate prefecturile în sensul de a să facă controle la toate OAT-urile din județe în ceea ce privește verificarea stărilor de salubrizare, de depozitare, de curățare a șanțurilor și a rigolilor, inclusiv a podurilor și a cursurilor de apă. Eu și fost o componentă să le fac cunoscut primăriilor că vor fi verificate și să execute aceste, să spunem, curățenii de primăvară. Și eu trebuia să le fac și le-am făcut pe amândouă. Am o circulară la primării pe care le-am spus că au obligația să facă curățenie și în ea le-am spus că vor fi și verificați. Drept urmare, verificăm, facem acte de control și nu-ți ascund că Apele Române sau Garda de Mediu ulterior vor verifica dacă au fost respectate măsurile stabilite prin control. Noi am avut trei echipe cu câte cinci instituții în ele și astăzi au fost verificate până astăzi 13, eu spun pe echipe, 13 pe echipă, 17 pe altă echipă, 12 comune pe altă echipă. Total fac 42 și spun că situații în care li s-au atras atenția sau mai neplăcute au fost pe zona izvoarele Sucevei, Fântânele și Straja. Păi nu, s-au descoperit depozitări necontrolate de deșeuri pe cursuri de apă, în zona podiților, în zona unor terenuri. Deci asta este. Nu era pe starea de curățenie, nu era în regulă. Comunii care au arătat sau s-au preocupat de o curățenie și la control s-a văzut că gestionate mai bine, Dumbrăveni, Siret, Baia, Forăști și Comănești, Botoșana.